Mircea, trec eu lângă Iulia. Hai să spunem la toată lumea, Mircea, că partenera ta de dans este și partenera ta în viață, este prietena ta, nu-i așa? Da, desigur. Cum te-ai simțit? Am avut multe emoții, dar am avut o deosebită plăcere să dansez cu ea. Dau seama, a fost mai ușor dansul de data asta, nu? Sigur. La culoarea roșie înseamnă ceva anume pentru voi? Desigur, asta semnifică dragostea noastră. Bravo! Pasiunea, spune Iulia. Iulia, dar tu ești prima dată pe scenă? Așa spunem că da. Ai avut mari emoții? Am avut, desigur. Ne-am descurcat. Da, și eu cred că v-ați descurcat și vă dorim succes în continuare. Vă mulțumim! Mulțumim! Felin și Lilu! Felin și Lilu! Bine, tuturor l-a plăcut. Tuturor l-a plăcut acest minunat tânăr. Ia să vedem dacă poți și tu ca Mircea Palamari. Așa. Așa. Uite, Mircea are concurență. Trebuie să știe un număr absolut extraordinar. Ne-a plăcut și scenografie, și regie, exact. Și dragoste, dramă. De toate am avut parte. Așa că așteptăm bănuți aici la noi în pălărie. Exact. Cine ne dă bănuții? Hai, bănuții! Să vină bănuții pentru Mircea Palamari. Noi vă reamintim totuși că sunteți la concert la pălărie, în spatele cortinilor, acolo unde nu ajung camerele de luat vedere, este întreaga echipă Jurnal TV și Jurnal FM, dacă ne auziți. Da, ne auzi. Noi am mai adunat bani, cu siguranță, deja strângem noi pentru jumătate de apartament. Dacă da, ești sigură? Mai cumpărăm un apartament. Pentru jumătate de apartament într-un sat și cu apartamentul să